Salutare tuturor! Astăzi o să vă arăt cum să transformați o sursă de calculator ca aceasta într-o sursă de laborator. Cum verificăm dacă sursa aceasta într-adevăr este funcțională? Pentru că dacă luăm un cablu de alimentare și îl conectăm la ea, vom vedea că sursa nu funcționează. Așa că luăm eticheta și căutăm fișa de specificații după modelul sursei. Căutăm fișa cu specificații tehnice. După fișa de specificații tehnice, am aflat că firul verde cu firul negru sunt cele două care trebuie conectate pentru ca sursa să fie pornită. Așa, bun. Acum că este făcut lucrul acesta, voi conecta din nou cablul de alimentare și vom observa că ventilatorul se va învârti. Deci sursa este funcțională. Dacă deconectăm partea aceasta, ea se va opri din nou. Acum, înainte de a desface sursa, în interiorul ei există niște condensatori care stochează energie electrică. Pentru a lucra mai în siguranță la sursă, trebuie să golim acei condensatori. Pentru a goli condensatorii de energie, vom conecta din nou firul verde și firul negru și vom observa că pentru un scurt timp ventilatorul se va învârti. Gata, acum putem desface sursa și să lucrăm în siguranță în ea. Am creat o schemă electrică care sper să vă ajute să înțelegeți mai bine ce voi face în continuare. Partea următoare în acest proiect este să scăpăm puțin de grămada asta de fire, dar vom începe în primul și în primul rând prin a le elibera puțin. Să vedem ce păstrăm mai departe și ce tăiem. Acum că am sortat puțin firele, cele de care vom avea nevoie sunt fir negru, roșu, portocaliu, galben cu negru și firul verde. Ce nu mai am nevoie, am eliminat complet din sursă, iar capetele lor, care au rămas prinse de placa de circuit, le-am izolat folosind tub termocontractor. Pe viitor, în cazul în care vreau să mai modific proiectul, am mai lăsat câteva fire suplimentare ce consider eu că s-ar putea să-mi fie de folos. Etapa următoare este să fac niște decupaje în carcasa sursei. De asta e bine să purtați protecție. Super, acum intră cum trebuie.
O să cositoresc firul portocaliu, care mi oferă 3,3 V, la pinul 1 al întrerupătorului rotativ. După ce îl cositoresc, o să-l izolez folosind tub termocontractor. Apoi, voi cositori firul roșu de 5 V la pinul 2 și firul negru cu galben de 12 V la pinul 3. Eu am folosit două fire roșii de 5 V și două fire galbene cu negru de 12 V. Pasul ăsta nu e obligatoriu, se poate folosi și doar un singur fir pentru fiecare voltaj. Acum trebuie să conectez pinul A de pe întrerupătorul rotativ la conectorul final. Iar pentru asta am folosit un fir gros de 1,5 mm. Mai departe trebuie să conectez voltmetrul de panou. Acesta are 3 fire. Firul alb îl cositoresc la terminalul pozitiv final. Firul roșu al voltmetrului de panou îl cositoresc de un fir roșu de 5 V de la sursa de calculator. Și în final, firul negru al voltmetrului de panou îl cositoresc de un fir negru al sursei. Acum, firul verde îl cositoresc de pinul din mijloc al întrerupătorului și după aia, firul negru de pinul exterior de aceeași culoare. Pinul auriu pur și simplu îl ignor pentru că nu este de folos la proiectul acesta.
Desigur, sursa aceasta se poate modifica să aibă voltaj și amperaj reglabil, dar pentru proiectele la care o să o folosesc eu, sunt suficiente funcțiile pe care le are acum. Mulțumesc foarte mult de vizionare, sper că v-a plăcut, vă urez spor la lucru și sărbători fericite!